V-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. Complexul energetic Hunedoara nu face disponibilizări. Este afirmația directorului general Emil Floruț, care a ținut să specifice că, deși Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara a fost notificată că vor pleca din sistem 450 de angajați, practic sunt mai puțin de jumătate și aceia doar pensionarii. Disponibilizările nu sunt în intenția celor care conduc acum complexul energetic Hunedoara. Emil Floruț, directorul general al CEH, spune că a redus doar posturile care oricum erau libere și că de la mineri pleacă doar pensionabilii, în timp ce pe partea energeticienilor nu a făcut nicio precizare exactă. Din aceste 450 de locuri, 200 sunt vacante, deci practic s-au redus cele vacante și sunt 245 de persoane care îndeplinesc condițiile de pensionare. Deci aș face tot posibilul ca să pot menține aceste persoane în activitate, pentru că vrem să completăm echipele de mineri. Mai mult, actualul manager al celui mai mare angajator al județului Hunedoara spune că periodic aduce mineri care să lucreze sub pământ și se consideră chiar pionier în această direcție, deși angajări s-au cam făcut de vreo 2 ani încoace, chiar cu spectacol la lopătat. Cred că după 25 de ani, în Valea Jiului, eu am făcut primele angajări. Nu am făcut concedieri. Și ieri am angajat 10 mineri și în urmă cu 3 săptămâni. Deci fac tot posibilul ca să completez echipele, să asigur condiții de muncă corecte, în condiții de securitate. Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Hunedoara a fost notificată de angajatorul CEH că va disponibiliza în mod oficial 450 de angajați. Cifrele însă sunt, după cum afirmă directorul general, mai mult pe hârtie. Târgul de Crăciun va fi deschis în scurt timp pe centrul civic al municipiului Petroșani, acolo unde deja sunt câteva căsuțe din care se vor vinde produse de sezon. Vor fi colinde, colindători și spectacole dedicate sărbătorii Crăciunului în stradă, dar și la primărie. După ce au aprins mai devreme luminile de sărbătoare și au pregătit totul pentru târgul de Crăciun, edilii din Petroșani spun că ne invită să le fim alături pe parcursul întregii luni decembrie. Vor fi colinde, spectacole, scenete și nimic din tradițiile locale nu va lipsi nici în acest an. De Crăciun o să avem o serie întreagă de evenimente, de la festivalul de colinde, dar și evenimente artistice afară, în centrul civic. O să avem 2 săptămâni în care vom avea tot felul de scenete, de cântece, de mini-spectacole pentru copii în special și sigur nelipsitele și tradiționale colinzi care ne încântă de fiecare dată în această perioadă. La Petroșan va fi deschis singurul târg de Crăciun din Valea Jiului, în data de 15 decembrie, în zona în care au fost amplasate căsuțele lângă Teatrul Ide Sârbu. Salvarea planetei se află în farfuria ta. Este un slogan pe care copiii de la Școala Generală Ide Sârbu Petrila l-au promovat în cadrul unui proiect european alături de alte 9 țări. Până în aprilie, ei vor să schimbe optica și să nu mai cumpărăm din supermarketuri legume, fructe ori conserve pe care le putem prepara chiar noi sub marca Made in Valea Jiului. Tot mai mulți oameni s-au încăpățânat să omologheze produse marca Valea Jiului și de la păsatul momârlanilor la brânza, cârnații ori plăcintele tradiționale, puține produse au ajuns să primească marca înregistrată. Totuși, micuții din Petrila nu mai vor să cumpere produse din alte țări, când la noi se găsesc unele și mai bune. Au venit la un târg cu mere de-ți lasă gura apă, miere naturală din Petrila, gugoșari în sos de muștar și câte și mai câte. Toate rețete inedite și au reușit chiar să devină mici întreprinzători. Eu la acest târg m-am prezentat cu mierea mea de salcâm, de tei, propolis. M-a mers bine. Câți bani ai reușit să faci? 330 de lei. Încurajați de ideea de a face un câștig, cei mici s-au întrecut în rețete inedite, iar Denis a venit cu o idee ce a avut și a mare succes. Eu am venit cu produs zacuscă de ciuperci, castraveți, dulcețuri. Ce știi tu despre produsele fabricate aici în Valea Jiului? Că sunt foarte sănătoase și să cumpărați că sunt unele produse sunt din alte țări și nu sunt așa bune decât la noi.
Este un îndemn pe care cei mici îl promovează și până în aprilie, când se termină proiectul, vor ca numărul cumpărătorilor care aleg produse din Valea Jiului să crească simțitor, în detrimentul celor care aleg importurile, făcând astfel economie și de energie. Am scos în evidență produsele noastre tradiționale și am vrut ca oamenii să cunoască produsele noastre locale și să facem economie de energie, să nu mai cumpărăm mărfuri aduse din alte țări, ca de exemplu, cum am văzut la supermarket, prune din Peru, când noi avem prune din Valea Jiului. Ați cumpărat câteva produse făcute chiar de copii, de părinților, împreună cu părinților. Dați-ne câteva exemple. Da, am cumpărat, desigur, eu am cumpărat de la un elev de la mine din clasă gogoșari conservați în sos de muștar, ceea ce eu nu am mai auzit până acum, se pare că e o tradiție, mi-a zis că în familia lor, și dulceață de gutui cu nuci. Școala gimnazială Ide Sârbu a organizat activitatea cu titlul Made in Valea Jiului, în cadrul proiectului european Mănâncă Responsabil, program de învățare globală orientat spre acțiune în Anul European pentru Dezvoltare. Proiectul Mănâncă Responsabil se desfășoară în 50 de școli din România și în alte 9 țări europene: Bulgaria, Republica Cehia, Croația, Letonia, Malta, Polonia, Slovacia și Slovenia. Copiii și-au făcut reclamă și pentru că vin de la școala Ide Sârbu, le-au dus la Târgul Sârbuleștilor, un loc de destinat exclusiv produselor din cămările lor. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la 17:30. Să aveți parte de o seară cât mai bună!